piața românească este invadată de tot felul de cosmetice vândute drept naturale sau bio. Unii producători le iau ochii cumpărătorilor cu astfel de etichete, însă în multe cazuri este vorba doar de reclamă. Cele mai mari nereguli au fost descoperite în magazinele online. Aceste mărfuri pot fi verificate de Ministerul Sănătății prin Inspecția Sanitară de Stat, iar sancțiunile pot ajunge până la suspendarea activității. Inspectorul Pro vă arată la ce trebuie să fiți atenți înainte să dați bani. Cosmeticele naturale, care sunt diferite de cele bio, conțin în mare parte ingrediente din extracte din plante, cum ar fi mușețel, muguri de braț sau iasomie. Așa se explică de ce pe eticheta lor cantitățile chimice sunt ori absente, ori în proporții mici. De unde știm ce cumpărăm? Păi nu prea știm. Știm doar că există acele ingrediente naturale cu o anumită eficiență. Multe dintre ele sunt făcute individual și nu sunt testate. În funcție de pielea fiecăruia, plantele au efecte diferite și nu întotdeauna cele dorite. Asta deși provin din natură și în multe cazuri sunt mai scumpe decât cosmeticele convenționale. Iată pățania unui medic dermatolog care a folosit un gel de duș bio pe bază de tei. Mi s-a înroșit pielea cu o mâncărime groaznică și am făcut niște hematoame pe coapse care au stat o lună. Din păcate, în România, domeniul nu este suficient reglementat. Deruta pleacă de la legislație, care nu impune un procent minim de ingrediente naturale pentru astfel de cosmetice. Adică, producătorul poate folosi în orice procent ingrediente din plante și să vândă produsul ca fiind unul natural. Și astfel, termenul natural rămâne în multe cazuri doar marketing. Nu avem de unde să alegem. Dar văd totuși că cele de la de sus scrie că sunt ingrediente naturale. Păi dar nu mai de exemplu, dacă proporția de substanță este de 20%, nu este un produs natural. Ar trebui să aibă undeva în jur de 95%. Nu înseamnă că este un produs neconform, dar induce în eroare consumatorul. Am cumpărat din magazinul online al unui producător român două ape florale, de lavandă și de mușețel și un ulei de cocos. Comanda a ajuns la noi în 2 zile lucrătoare. Pe ambalaje scrie că cele 3 produse sunt pentru us cosmetic. Că sunt bio sau organice înseamnă același lucru, dar și că sunt 100% naturale. Pe de altă parte, pe etichete nu apare logo-ul Uniunii Europene pentru produse ecologice sau vreun alt logo al unui organism care ar putea certifica aceste produse cosmetice ca fiind naturale. Am mers mai departe și am cerut acte care să demonstreze că produsele sunt bio și naturale. Potrivit documentelor primite, uleiul de cocos este bio, dar nu scrie nicăieri că ar fi pentru uz cosmetic, la fel și apele florale. Într-un răspuns pentru știrile Pro TV, firma românească precizează că doar ambalează apele și uleiul pe care le importă din Bulgaria și Franța. Susține că materia primă este eco și că poate fi folosită în industria cosmetică, dar nicăieri nu apare că poate fi folosită ca produs de sine stătător. Medicii avertizează, fără studiu și rețete verificate, unele substanțe din natură pot avea efecte nedorite asupra pielii. Sunt pacienți care vin cu edem, cu roșire la nivelul feței. O parte dintre ingredientele acestea vegetale pot fi alergizante, iritante. În această piață dominată de confuzie, încercați să vă protejați singuri. Sunt aplicații care scanează ingredientele de pe ambalajele cosmeticelor și le detectează pe cele controversate sau suspectate că ar fi un pericol pentru sănătate. De exemplu, pe acest gel de duș scrie că are 89% ingrediente de origine naturală. Scanăm ambalajul și aflăm că 4 substanțe pot avea rol iritant sau alergenic. Aceste aplicații care au în spate specialiști sunt ușor de folosit. De obicei se scanează codul de bare sau se fotografiază ingredientele, așa cum facem noi cu această cremă de față. Aplicația analizează și ne arată ingredientele controversate. Luăm o cremă certificată ca fiind naturală. Se pare că în acest caz nu sunt probleme. Avem și un gel de duș natural care nu este certificat. Fotografiem ingredientele. Se pare că în acest caz avem unul cu probleme. Și totuși, cum sunt autorizați producătorii de cosmetice? Se înregistrează singuri pe un portal al Uniunii Europene după ce întocmesc un studiu tehnic cu dovezi pentru fiecare cosmetic declarat natural. Aici avem omologările Uniunii Europene. Un exemplu de bună practică vine de la Constanța. La 62 de ani, Elena Oancea este producător de cosmetice naturale certificate. A absolvit Facultatea de Chimie, iar fiica ei cu care lucrează este farmacist. Plantele le culege singură, iar fiecare produs are în spate studii clinice și cercetări publicate în revistele de specialitate.
Se face o toxicologie timp de 30 de zile, se face testare pe mai multe persoane și atunci se întocmește pentru fiecare produs în parte un dosar al calității. Sunt organisme private în Uniunea Europeană care pot emite certificări cum că un produs este natural sau bio în baza unor standarde elaborate de mari jucători europeni din acest domeniu. Aceste certificări sunt semnalizate pe etichete printr-un logo specific. Verifică documentație, verifică originea materiilor prime, tot fluxul de producție, inclusiv rețete. Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară de Stat, poate controla datele din portalul Uniunii Europene, iar sancțiunile merg până la suspendarea activității, dar controlele la cosmetice sunt maximum unul pe an. Motivația? Nu sunt inspectori suficienți. Rapoartele elaborate de Comisia Europeană reiese faptul că sunt multe produse, poate aș zice majoritatea, care nu respectă declarația pe care o afișează pe etichetă, fie nu este susținută științific, fie este exagerată. În România sunt peste 18.000 de produse naturiste, iar vânzările din piața online însumează în jur de 30 de milioane de euro. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.